prea cucernice părinte, iubiți mii, distinși și bisericioși și mântași. Astăzi este o zi mare. Și sigur că este mare în acest moment pentru cei doi care și-au unit destinul în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Dar este o zi mare și pentru biserică. Și pentru cerul lui Dumnezeu. Tot pentru acest lucru. Pentru că astăzi sunteți o altă identitate. Ați devenit o altă identitate. Ați devenit o biserică sau biserica mică, așa cum ne place nouă teologicilor să spunem, pentru că ați devenit o comunitate. Și biserica înseamnă o comunitate de creștini. Ori voi, prin slujba comuniei, astăzi ați devenit o comunitate care dorește să trăiască în unitate. Pentru că omul este creat să fie și este ființă socială. Noi nu putem trăi de unul singur. Și Dumnezeu a spus și ați auzit, rostindu-se la această slujbă, că nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Și dacă este o biserică vie și biserica mică, cum zicem, atunci acest eveniment se înscrie în comunitatea, iată, de la Valea Drăganului, dar și în cerul lui Dumnezeu. Adică se înscrie în Biserica Luptătoare, care suntem noi, creștinii botezați și care trăim pe lume, dar și în Biserica Triumfătoare, în cerul lui Dumnezeu. Unde sunteți așteptați și suntem așteptați cu toții. Pentru că rostul căsătoriei, și neapărat trebuie să luăm aminte la acest lucru, este împlinirea umanului în vederea mântuirii sufletului. Deci oamenii trebuie să se împlinească unul prin celălalt, dar în vederea mântuirii sufletului. Acesta este primul și cel mai important rost al căsătoriei. Mântuirea sufletului. Este o zi importantă astăzi pentru că probabil ați ales la întâmplare, dar noi știm că nimic nu este întâmplător. Să vă cununați în ziua în care îi prăznuim pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Și a doua zi după Sfântă Mărie. Și biserica noastră românească astăzi a prăznuit plus de măsură acest eveniment. Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă Brâncoveanu, este vorba despre domnitorul țării românești, acum 300 de ani a fost martirizat la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. El și cei patru fii ai lui. Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Sângele acestor martiri, ne învață Sfinții Părinți, este sămânța pentru creștinii de astăzi. Și dacă Sfinții Martiri Brâncoveni sunt și români și au murit pentru credința noastră ortodoxă, pentru noi, unul fiecare, înseamnă foarte mult și ar trebui să însemne foarte mult. Și pentru dumneavoastră, iubiți mii, cu atât mai mult, pentru că această zi în care v-ați comunat trebuie să rămână de referință pentru tot restul vieții. Un reper. Și această zi rămâne un reper și o zi de referință dacă vă aduceți aminte și de martirii Brâncoveni. Un singur episod vi-l repet dumneavoastră astăzi, pentru că dimineața la Mănăstirea Nicula l-am spus și celor care asistau la Sfânta Liturghie. Cel mai mic copil, băiat, al lui Vodă Brâncoveanu, Matei, avea 12 ani. Și sultanul, ca să impresioneze atmosfera și mulțimea,
Și, în primul rând, pe vodă, a cerut să li se taie capetele de la cel mai mic până la cel mai mare. Și a început cu Matei, care avea 12 ani, ca să-l impresioneze pe tatălui să se lepede de credința noastră ortodoxă. Și Matei s-a îndoit, avea 12 ani, când a văzut ce urmează și s-a uitat la tatălui. Și tatălui a spus, fiule, noi am pierdut tronul, am pierdut bogăția, am pierdut slavă, mi-a rămas doar sufletul. Să nu te lepezi de credința ta și de Dumnezeu. Și Matei, la 12 ani, și-a întins capul pe tăietor și a fost martirizat. Și după aceea frații lui și tatălui. În pușcărie, aproape, era doamna Maria, soția și fetele, care și ele au participat în duh la acest sacrilegiu. Dacă suntem realiști, în viața noastră pământească și mai ales când ne apropiem de plecarea din această lume, ne dăm seama că toată slava pământească, toată munca noastră de o viață, toate rosturile noastre care le împlinim în această lume, în momentul în care trecem în această lume, nu mai au valoare. Așa de mare. Cea mai mare valoare rămâne sufletul. Și spune Sfânta Scriptură că lumea întreagă nu valorează cât valorează un suflet de om. Și de aceea revin și vă zic, taina Sfintei Comunii este un început al lucrării mântuirii sufletului, care este cel mai important. Celelalte, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, se vor adăuga de la sine. Pentru că ne învață Mântuitorul Hristos, căutați mai întâi împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Sfinții martiri brâncoveni trebuie să rămână un reper pentru noi, pentru noi creștini. Noi suntem și creștini, suntem și români, așa cum au fost Sfinții martiri brâncoveni. Și trebuie să fim în stare de cea mai înaltă jertfă, pentru Dumnezeu, în primul rând, dar și pentru semenul nostru. Ei au fost martirizați și pentru poporul din care se trăgeau. Vedeți, datorită lor, noi niciodată n-am fost pașalut turcesc. Și bariera s-a pus la limita țărilor române și n-au reușit niciodată turcii să cucerească Europa. De ce? Pentru că am avut oameni ca Sfântul Constantin Brâncovean. Nu trebuie să uităm acest lucru. Astăzi a purtat cununia de împărat. Și vodă Brâncovean a purtat cununia de împărat. Și Doamna lui Maria. Dar aceste cununi vi le-am pus pe creștere în semnul Sfintei Cruci. Ceea ce înseamnă că dăruirea totală unul pentru celălalt se face prin această jertfă a crucii. Nu se poate altfel. De asemenea, ați observat și ați auzit spre bucuria foarte trecătoare a bărbaților că bărbatul este ca femeie și femeia trebuie să se teamă de bărbat. Aceste lucruri trebuie interpretate în Duhul Bisericii și al lui Dumnezeu. Dacă se citesc în biserică, înseamnă că sunt o realitate care trebuie să se întâmple. Dar nu trebuie să le despărțim de context și mai ales de celelalte texte din Sfânta Scriptură care se referă la relația dintre oameni. Și Sfântul Apostol Pavel zice, de pildă legat de faptul că bărbatul este cap femeie. Și completează și zice, bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Și nici femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Așadar, stăpânirea este și a unuia,
și a celuilalt. Frica, de asemenea, trebuie înțeleasă în spirit duhovnicesc. Și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, vedeți că se spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dar cea mai importantă poruncă din lege este să iubești pe Dumnezeu. Din tot sufletul tău. Dar frica și iubirea nu se împacă. Cum să te iubești și în același timp să-mi fie și frică de tine? Nu se împacă frica. Și atunci părinții tâlcuiesc în felul acesta. Cuvântul evanghelic. Teama și frica care trebuie să-i stăpânească pe oameni și în relație cu Dumnezeu și în relație cu semenii este de a nu răni iubirea celuilalt. Trebuie să trăiești cu această teamă. Să nu-l rănești pe celălalt. Dar aceasta nu este o frică terorizantă, nu este terorism. Este o teamă duhovnicească, o teamă dulce, o teamă dinamică, o teamă care te face să te împlinești și tu și să-l împlinești prin tine și pe celălalt. Este frica de a nu răni iubirea celuilalt. Să te strudiești în permanență, nu cumva să îl necăjești, să-l tulburi, să-l jignești, să-l umilești pe celălalt. Dar această teamă trebuie să o aibă într-adevăr, femeia față de bărbat, dar și bărbatul față de femeie. Pentru că iubirea nu pornește doar dintr-o direcție. Trebuie să pornească din ambele direcții. Și să se întâlnească în ceea ce numim noi astăzi, familia creștină. Acestea fiind zise, mă bucur din tot sufletul că s-a împlinit ceea ce noi am hotărât acum aproape un an de zile, când v-am logodit. Și, să zicem noi, atunci a fost aproape o întâmplare că am venit să slujim în parohia Valea Drăgană. Acum n-a mai fost o întâmplare, acum am venit special invitați pentru acest moment și, așa cum am făgăduit atunci, ne-am împlinit promisiunea. Și ne bucurăm pentru aceasta că vă vedem împliniți, realizați și nădăjduim că toate lucrurile pe care noi le-am considerat, să zicem, întâmplătoare și după aceea, sigur, pe care le-am rânduit, au un rost din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu conlucrează cu oamenii. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și dacă suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu riscăm biscuitul. Ajungem la final și n-are de ce să ne fie teamă. Pentru că tot ceea ce vă doriți în această viață și vi se potrivește, Dumnezeu are să vă dăruiască. Ne bucurăm și de faptul că am slujit împreună cu Părintele Valentin, care este duhovnicul acestei și păstorul acestei parohii. Și ne bucurăm să fim prezenți la asemenea evenimente, care ne dau nădejdea că, așa cum spune mitropolitul nostru Andrei, societatea românească are viitor. Pentru că, în momentul acesta, vă promit că vin și la voi. Și dacă va fi la anul, atunci nu este departe și putem deja să ne gândim și să programăm. Dumnezeu să ne facă fericiți și bucuroși și veți fi fericiți și bucuroși doar dacă veți avea pe El prezent în viața voastră. Amin. Mărire Tatăl și Fiul și Sfântul.